Sandra, bine ai venit. Bine te-am găsit. Cât m-am chinuit să te aduc aici. Da, greu, greu de prins. Mai răruți că e mai drăguț, nu știi? Da, ești prea rapidă, ești da. Prea... Nu te prind, nu te prind. Pe ce-am zis? Mai răruți că e mai drăguț. Zim ceva despre tine ce nu știe toată lumea. Vai, da, m-ai luat tare. Păi, de obicei nu prea spun în general despre mine, doar dacă mă întreb punctual, atunci îți răspund, dar așa să spun ceva ce nu știe lumea despre mine. Sunt o fire energică, da, chiar am făcut niște story-uri acum câteva săptămâni și lumea nu e acomodată cu mine, având această energie și se distrează, adică feedback-ul este bun din partea lor și ar trebui să fac mai multe story-uri din astea. Am înțeles, deci... Sunt mai nebunatică. Îți descoperi o nouă... Nu-mi descoper, aveam de o mult. O descoperi oamenilor. În lumea oamenilor, da. Încep și ei să mă cunoască de fapt cum sunt eu. Nu am ce să ascund așa. Da, foarte fiecare tare. Fiecare are viața intimă, să o spun. Da, corect, nu? Corect. Mai lansez așa câte o bombiță, eu nu vreau să-i plictisesc, știi? Cu energia mea. Da. Ce răspundeai în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare, Sandra? Da, am mai primit întrebarea asta și, nu știu, băteam câmpii pe vremuri. Da. Îți dai seama că... Adică nu mai ții minte așa? Nu sau... mai țin minte. Clar, când am început să fac sport... Mă rog, pentru a mă dezvolta armonios, pentru o minte sănătoasă, nu-mi imaginam că o să ajung atât de departe. Dar mi-am setat, în momentul în care am intrat în lotul de junioare, mi-am setat un țel și de acolo m-am agățat și am muncit foarte mult până când mi-am îndeplinit obiectivul. Deci a fost o chestie așa, pe parcurs, a fost, da, pe parcurs. Nu din start, gata, nu din să start, mă fac de și... la 4 ani îți dai seama că nu știam că la 18 ani o să câștig medalia de aur olimpică. Și nici medic veterinar sau, nu știu, pilot, stoardeză, nu băteam câmpii pe vremea aia. Cum a fost atunci, în 2008, la 18 ani? Un sentiment unic, pentru că muncisem atât de mult de la vârsta de 4 ani și am avut perioade din viața mea în care am vrut să renunț, să nu mai fac sport de înaltă performanță. Și cu toate astea am avut părinții alături de mine care mi-au spus și m-au încurajat că ăsta este jobul meu. Chiar dacă m-am apucat mai devreme față de un copil normal, trebuie să tratez cu seriozitate toată treaba asta ca să pot să-mi ating obiectivul. Și m-au încurajat și m-am agățat de mici lucruri. Pentru că momentele grele, când voiam să renunț, mama mi-a și zis, nu renunța atunci când îți este greu. Dacă vrei, renunța atunci când îți este ușor. Corect, și atunci nu o să mai renunți. Și de lucrul ăsta m-am agățat și am mers mai departe și am zis, dă-i timpului timp, răbdare. Tata îmi spunea, cu răbdarea treci marea, și iar mă agățam de niște lucruri. Pentru că e foarte greu să stai la distanță, să nu ai acces la telefon zilnic. Vorbeam prin scrisori în primă fază și după am făcut și eu rost de o cărămidă din aia, un Nokia, și puteam să comunic cu ei și aveam telefonul parcă doar joia și duminica, pentru că nu voiam să, de fapt nu voiau antrenorii să ne influențeze foarte tare cu telefoanele și așa mai departe. Să nu-ți distrag atenția. Să nu-mi distrag atenția, da. Cu toate că simțeam foarte mult nevoia să vorbesc cu ei, fiind și singură la părinți, și încercam să le mai dau așa câte mici bombițe din ce se petrece în viața noastră de zi cu zi, dar ei au fost tot timpul alături de adică mine. Adică ai avut și... suportul lor indiferent. Da, și asta a contat, foarte cred că enorm, mult. Să da, nu-ți spună, ok, nu mai vrei, lasă, faci altceva. Da, da, sau... da, da, exact asta s-a întâmplat. Și dacă îmi doream din suflet să renunț, cu siguranță găseau alte modalități de a practica un sporturi, că puteam să mă duc la mai multe ramuri sportive și să mă dezvolt pe alte părți. Mă încurajau indiferent de ce decizie luam. Și în momentul ăla când ai câștigat acolo și a fost prima mamă. Prima medalie și cea mai importantă, momentul ăla de pe podium l-am savurat din plin și mi-am adus aminte așa de toate orele de muncă, zilele, săptămânile, anii, că s-au încununat cu succes și îmi doream așa să stau
pentru cât am muncit, măcar o zi întreagă pe podiumul ăla, să nu mă mai dezlipesc de acolo, măcar o zi întreagă. Un minut, cam așa, stai pe podium. Dar te trec foarte multe sentimente. E un minut lung. Da, e un minut lung și trebuie să-l savurezi din plin, pentru că nu se întâmplă treaba asta zilnic. Zi-mi o amintire din copilărie care îți vine acum în minte. Când mă cățăram în parcul Herăstrău în copaci și bunicul se uita la mine și mă admira și așa am început eu sportul. Da, pentru că mergeam cu vara mea care rămânea la baza copacului, iar eu eram sus în vârf și făceam cu mâna bunicului meu. Bunicul, ia uite, sunt sus în copac și de deci acolo a pornit. Trebuie să facem ceva cu asta. Trebuie să facem ceva, care să foarte multă energie. Da, și așa am ajuns să practic un sport. Nu știam că o să fie gimnastică. Da. Dar am multe, îți dai seama, că mă jucam multe amintiri. Mă jucam în fața blocului cu prietenii mei, făceam boacăne ca orice alt copil cu minte. Ai zis că în 2013 a fost retragerea ta. Da, practic. 2014 sau 2015, așa oficial. Dar 2013 a fost ultima la competiție. La un an, doi, mă rog, înainte, ai câștigat la Londra, în 2012. Da, în 2012, da. Cum a fost atunci, fiind a doua, e mult al mai doilea bine. Aur, să zicem. Da, al doilea aur olimpic, da. E mult mai greu față de prima ediție de jocuri, pentru că conștientizezi altfel. Ai trecut pe acolo, știi despre ce este vorba, ești mult mai matur, presiunea e mult mai mare. Și aurul care a venit la un aparat total diferit față de cum mă așteptam eu la sol, l-am savurat altfel față de 2008, pentru că săritura am pregătit-o, eu aveam niște probleme în trecut la aparatul sărituri. Și domnul Belu cu doamna Mariana m-au făcut să depășesc acele probleme și să devin în scurt timp, în timp de 2 ani de zile am devenit de 2 ori campioană europeană la acel aparat, la sărituri, și o dată campioană olimpică. Mi s-a părut așa ceva... Și a fost un fel de surpriză așa pentru surpriză, tine, da, că și, ai da, putut să depășești da, putut, și să și excelezi. Acolo mi-am dat seama că nu am limite, pentru că înainte de 2010... Nu puteam să fac cu așa lejeritate săritura. Aveam eu niște blocaje. Și de când au venit ei doi, m-au scos așa din zona mea de confort și mi-au spus că am talent pentru aparatul ăsta și că trebuie să fructificăm talentul ăsta. Și m-am lăsat pe mâinile lor și au ieșit rezultate foarte bune. Iar pe podium, la Londra, n-am apucat să mă gândesc la ceea ce am făcut, pentru că eu mă gândeam deja ce o să fac la sol. M-am ofticat un pic că n-am savurat momentul, acum îl savurez de fiecare dată când pun filmulețul pe Instagram sau pe Facebook, îmi aduc aminte de momentul ăla de acolo și mă gândesc cu drag, dar în momentul ăla, când mi se intona imnul, mă gândeam cum să fac să fiu la fel de bună și la sol, să mai cuceresc o medalie. Și nu s-a petrecut, dar e ok. Crezi că a fost din cauza asta oare? Că nu, e și reversul medaliei. Adică, bine, eu de obicei mi le plătesc rapid. Bum, e un succes. Și după trebuie să mi-o iau, să mă călesc. Și a fost. Ca să pot să merg mai departe. Și a fost călirea. Da. Am acceptat, nu m-am supărat, pentru că dacă, de-aia seama, mă supăram, probabil că nu mai continuam anul următor să practic gimnastică. Și după mi-am dat seama că mi-am îndeplinit toate obiectivele, am analizat foarte mult evoluția mea în acest sport. Și noi ne ghidăm după un cod de punctaj la gimnastică care se schimbă din 4 în 4 ani. Și mi-am dat seama că nu o să mai fiu un top. Și atunci prefer să mă retrag în glorie și să las loc pentru tinerele care doresc să ajungă pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Ce înseamnă pentru tine o femeie de succes? Uite așa, uite-te la mine. Bun. Uite-te la mine. Multă muncă, determinare. Să-ți dorești să schimbi ceva, să scrii istorie, îți trebuie
mai multe calități. Să și devii o încredere, o încredere nelimitată. Pe care nici tu nu crezi. Da, așa, exact. Ceva. Da. Da. Zi-mi trei femei care te-au inspirat de-a lungul vieții. Din afară? Bine. Eu cum m-am creat pe mine când eram mică? Am luat de la fiecare sportivă, pentru că urmăream sportive la vremea respectivă, și luam de la fiecare câte ceva ce îmi plăcea mie și mă construiam pe mine. Și să fiu eu unică în felul, în felul meu. Când m-au întrebat ce idol am, le-am zis eu nu am niciun idol. S-au panicat un pic, îți dai seama, când am zis cum, eu trebuie, la 13 ani, 12 ani, nici nu știu, primul interviu. Și le-am spus, da, singurul idol sunt eu, pentru că eu vreau să cresc, eu vreau să scriu istorie, de mine mă agăț, practic. Și le-a plăcut răspunsul ăla și chiar ăsta este adevărul. Nu pot să spun că m-am uitat așa intens și am zis vreau să fiu ca ea. Nu. De la fiecare. Câte ceva. Da, asta nu înseamnă că copiezi sau că... Da, nu copiezi. Urmărești viața altcuiva sau succesul altcuiva. Nu, deloc. Și așa că nu pot să-ți spun chiar trei femei de succes. Sandra, îți pot spune, Sandra, Raluca și Izbașa. Ia uite. Da. Zi-mi trei personalități feminine cu care ai bea o cafea. Indiferent din lumea sportului, din orice domeniu. Păi aș bea o cafea cu Lady Gaga. Îmi place, da. Personalități, deci se încadrează și băieți. Încă un suc, să spunem așa, un suc cu Tom Hardy. Da? Așa, da. Așa. Și ce să mai... Că cu ceilalți am băut cafele și adică nu. Cu aia mai fost. Cu aia, da. Nu știu, nu sunt mulți pe care nu știu, adică. Da, sunt. Sau nu mă știu ei pe mine. Da. Și tot așa, cred, pentru că mă atrag foarte mult filmele și sunt pasionată. Hai să spunem un Prosecco cu Charlize Theron. Nu refuză nimeni. Nu refuză. Dai seama că nu o să mă refuze dacă eu le propun să bem ceva. Clar. Ce ai face dacă ai fi prima femeie președinte a României? Aș schimba tot. Tot ai schimba, nu? Aș schimba tot. Nu mă întreba ce, dar tot. Cu ce începe măcar? Cu mentalitatea, ceea ce e foarte greu. Mentalitatea oamenilor să fie mai buni, să fie mai încrezători, să... Să avem autostrăzi, drumuri fără gropi, ce să mai spun, infrastructură, sunt multe de pus la punct, da. Dar îți dai seama că de aceea și avem femeie președinte. Gata, atât. Bun. Da. Crezi că ar trebui lumea condusă de femei? Da, pentru că eu consider, nu că suntem la egalitate cu voi, suntem peste voi. Ca număr, sigur. Nu neapărat ca număr, dar... Da, îți dau așa un simplu exemplu. Voi când sunteți răciți, mamă, sunteți la pat, nu vă mișcați. Noi când suntem răcite, le facem pe toate. Și aveți grijă și de noi. Și avem și grijă de voi în același timp. Și nu numai, mă rog, nașteri și așa mai departe. Da, aș avea o listă mult prea lungă, dar acum o să-mi sară bărbații în cap, că noi Nu, e luna voastră, e altfel. Da, măcar în luna asta, măcar în martie, da, să avem voie să ne credem supreme. Nu să ne credem, suntem oricum. Suntem. Uite, aici că-ți plac filmele. Da. Zi-mi eroina preferată dintr-un film. Păi, eroina. Am zis de Charlize Theron că-mi place foarte mult. Wonder Woman, dar nu mai țin minte cum... Da, nu, dar în personajul, actrița nu. Așa. Și ce mi-a mai plăcut, că mi-a mai plăcut? Bine, eu sunt mai mult axată pe bărbați. Din Tom Hardy, Tom Cruise, Brad Pitt, ăștia cu Tom, Tomiță sunt bun la mine. Ăștia cu nume dintr-o singură silabă, știi? Da, arată și bine, n-ai ce să zici, adică... Și pentru ei merg la film. Așa. Femeie. Uite că nu mai îmi vine nicio femeie, dar o să-mi vină și o femeie. Ce ți s-a spus că nu poți face și ai demonstrat contrariul?
Și ți-a spus vreodată, n-o să ajungi, n-o să faci, n-o să dregi? Păi după ce m-am accidentat în 2009, cred că o mână de oameni au mai avut încredere în mine că o să pot să revin și nu la același nivel, peste nivelul la care eu m-am oprit. Și m-au motivat foarte tare atunci. Chiar dacă încercam să nu citesc, încercam să nu citesc. Așa, îmi dădeam seama că oamenii nu-și mai doresc ca eu să revin în sport și să excelez. Mă rog, nu toți, să nu-i generalizăm. Partea aia, mai puțin. După mi-am dat seama că din ce citesc nu mă ajută. Și m-am agățat mai mult de prietenii care mi-au rămas în momentul ăla, inclusiv părinții mei. Și cu foarte multă răbdare, că am ieșit din sport un an de zile și e foarte greu să revii, recuperarea e cea mai grea și dorința aia de a mai face performanță și, mă rog, și mă repede, bucuram la... Exact, e repede, că n-ai cum să o lălăi foarte mult, că viața de sportiv e foarte scurtă. Dar m-am autodepășit acolo tocmai pentru că n-au avut anumiți oameni încredere în mine. Deci te-a ajutat, asta m-a ajutat, nu te-a doborât mai da, rău. Da, da. Care este persoana din viața ta cu care poți vorbi despre orice? Mama. Mama. Da? E... Mama. Mama e tot. Mama nu? Știe tot. Știe tot. Chiar știe tot, mama, da. Da, și mă bucur. Uneori, probabil că am greșit, că i-am spus anumite lucruri, dar că m-a ghidat pe alte drumuri, da. Dar simt nevoia să vorbesc cu ea și dacă sunt anumite lucruri pe care nu pot să-i le spun ei, prefer să merg la un psiholog, că acolo e neutru, știi? Da. Poți să zici ce te doare capul. Pentru ce ești recunoscătoare astăzi? Pentru tot ceea ce am în jurul meu. Dacă ai putea să te întorci în timp și să schimbi doar un singur moment, o singură alegere, ai schimba ceva? Nu, n-aș schimba nimic, pentru că face parte din viața mea, din drumul meu către viață, să spun așa. Nu, pentru că așa, da, dacă aș fi avut puterea asta, Doamne, câte n-aș fi schimbat, dar m-am obișnuit cu treaba asta. Nu suntem nici invizibili, nu putem nici să zburăm, bine, fără avion, parașute sau mai știu ce. Și de asta nici nu m-aș întoarce să schimb ceva. Pentru că totul este cu un rost. Și accept. Da. Hai. Care este cea mai mare frică ta? Ești și tu fricoasă un pic. Hai. Sunt și eu fricoasă un pic, dar tocmai asta spuneam, că încerc să lucrez la treaba asta. Bine, acum dacă m-ai băga într-o cameră plină cu șeri, da. Nu știu dacă m-ai mai scoate de acolo, că mi-e frică. Dar așa, la tot ceea ce mă înconjoară, încerc să depășesc. Cel mai rău mă enervează? Atunci când oamenii mint. Ce nu te omoară? Te întărește. Eu pot. Orice, dacă îmi doresc. Urăsc? Urăsc. Nu prea urăsc eu de fel, dar urăsc să fiu mințită dacă tot nu-mi place. Iubesc? Iubesc prietenii, iubesc părinții, iubesc toți oamenii care sunt cu mine. Primăvara? Primăvara, floresc pomii! Primăvara mea, eu consider că e un timp care mă face, mă bine dispune. Primăvara, ca să nu mai zic de vară, vara intrăm în forță, primăvara începem așa să ne dezmorțim după iarnă, dar cum vara e iarna asta, mă bucur, chiar mă bucur. Dacă ne avem temperaturi din astea de 20 de grade, sunt cea mai fericită. Deja încep cu o stare de bine de pe acum. Femeia este... elegantă, grațioasă, armonioasă, sexul moale. Dar tare în același Wow. Am dat-o. Mă simt happy atunci când? Că realizez lucrurile pe care mi le propun. Chiar sunt happy. Din orice fi, sunt happy. Mama este totul pentru mine. Ca și tata. Așa. Am învățat că...
În viață trebuie să ai răbdare multă. Multă. Ca să vină ceea ce ți se pregătește. Am uitat să... Nu știu, să închid casa. Mm? Da? Nu, mai uit și eu atunci când nu-mi notez în calendar și îmi cer scuze. Mm. Dar știu că se iartă, că sunt om până la urmă. Dar am uit... nu, n-am uitat nimic. Eu azi nu. Azi nu. Într-o lume ideală, oamenii... ar fi buni, fericiți, traficul ar fi lejer. Hai să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, da, da, că da, după da. Lumea bănuiește altceva. Fericirea? Constă în tot ce... în tine constă fericirea. Mm-hmm. Tu poți să modelezi în așa fel încât să fii fericit din lucruri mici sau mari, depinde de așteptări. Acest interviu a fost excepțional, sper să le placă și telespectatorilor să hey. Nu... Mulțumim, Sandra. Mulțumesc și eu. Ești strong și ne place de tine. Mulțumesc frumos. Și te mai așteptăm. Mai vin cu drag. Mulțumesc.